justiciei, dezamăgit de procurori, a subliniere teptam mai mulți candidați pentru subliniere fiadicot. Ministrul Justiciei, Tudorel Toader, se arată dezamăgit de faptul că doar doi procurori subliniere i-au depus candidaturile pentru funcția de procuror subliniere fiadicot. Așteptam mai mulți candidați pentru să fie adicot, scrie ministrul pe Facebook. Tudorel Toader mai anunță ce, la Ministerul Justiciei, interviul se va desfășura ora vineri, 11 mai, începând cu ora 1000. Procurorii Daniel Horodnicianu și Felix Benil s-au înscris în cursa pentru a fi adicot. Daniel Horodnicianu este procuror șef al direcției, iar Benil este prim procuror al parchetului Tribunalului Bacu. Felix Benil a candidat pentru un post în CSM. Luni a fost ultima zi în care procurorii au putut depune cereri de înscriere la selecția organizată de Ministerul Justiciei pentru funcția de procuror subliniere fiadicot. Rezultatul va fi anuncat în 14 mai, în condiile în care mandatul lui Daniel Horodnicianu se încheie pe 19 mai.